Ce ar însemna pentru Republica Moldova obținerea unui nou mandat de către Igor Dodon, având în vedere că zilele trecute, da, mi-amintesc, au fost făcute diverse dezvăluiri legate de legăturile pe care Igor Dodon le are cu Rusia și cu Putin, dezvăluiri făcute chiar de jurnaliști de la RAIS Moldova, dacă mi-amintesc, și Centrul Dosier. Sper că spun Da, bine. corect. Am citit și eu o parte din aceste dezvăluiri. Este foarte grav. Dacă lucrurile care sunt descrise acolo sunt adevărate, este foarte grav, pentru că înseamnă că Republica Moldova a avut un președinte, cum să zic, Controlat. subordonat și controlat în totalitate de Rusia, iar încă 4 ani cu acest președinte acești ani vor îndepărta foarte mult Republica Moldova de aspirațiile sale europene. Mi-aduc aminte în 2013, când am fost prima dată la Chișinău, Republica Moldova era copilul minune al Europei și marea speranță. Din păcate, lucrurile au degenerat în loc să evolueze. Și suntem astăzi unde suntem. Chiar îmi doresc pentru Moldova, pentru cetățenii ei, o conducere care într-adevăr să ducă țara spre Europa, să construiască pe valorile europene, să-și dorească dezvoltarea pe modelul european. Oamenii aceștia chiar merită.